Cătălin debut cu victorie în tricoul FCSB-ului. Cum a fost pentru tine această confruntare? În primul rând, bună seara! A fost un meci ca oricare altul. Mă bucur din suflet, în primul rând, că suporterii Stelei, prin șeful de galerie Gheorghe Mustață, au avut un mesaj de susținere foarte puternic pentru mine și țin să le mulțumesc pe această cale. În rest, referitor la meci, echipa celor de la FC Argeș, o echipă bună, dar probabil, să zic, lipsa de experiență și-a spus cuvântul în anumite momente și copiii noștri, să zic, care nu mai sunt copii, au fructificat acele ocazii. N-ai avut prea mult timp la dispoziție, dar am văzut că ai făcut în seara asta și pe antrenorul, pentru că le-ai dat indicații colegilor tăi, i-ai și încurajat, ai scos și mingi grele. Am venit aici cu gândul de a-mi face treaba cât mai bine. Ca orice jucător din echipă, îți doresc să joci, să te pregătești bine, să fii sănătos, iar alte lucruri referitor la echipă nu mai depind de mine decât de stafful tehnic și, bineînțeles, de domnul Gigi Becali. Cum ai fost primit aici de jucători? Au avut mai multă încredere pentru că știu că ai mai multă experiență? Este un grup minunat. În primul rând, nu mă așteptam să fie așa cum vedeam din exterior. Aveam alte impresie, dar cred că este cea mai bună echipă sau cel mai bun grup din România. Și mă bucur mult că am ajuns aici. Dintr-un moment greu, e această criză în echipă, sunteți loviți de COVID. Cum îi vezi pe jucători? Sunt speriați? În aceste momente, din toată lumea, există acest virus. Probabil ușor, ușor, de la zi la zi ne vom obișnui, dar nu numai fizic, cât și mental. Pentru că, până la urmă, este un virus ca oricare altul. Din punctul meu de vedere, cred că toată lumea o să-l ia. Sper din tot sufletul ca la următorul test toți băieții să fie bine și să reușim să ne calificăm mai departe în Europa. Pentru tine cum a venit această ofertă? Pentru că a părut așa că ești o soluție de avarie în criza aceasta. Vei avea postul de titular sigur sau după ce revine Vlad nu vei mai fi sigur de postul tău? Și te întreb pentru că știu că ai fost nemulțumit la Dinamo de postura aceasta, pentru că știi ce calități ai și îți doreai foarte tare să ți se dea șanse. Această soluție a venit în momentul în care Dinamo m-a dat afară, pentru că dacă ei nu mă dădeau afară, probabil eu nu ajungeam aici. Asta a fost decizia lor. Nu am ce să-i reproșez domnului Cosmin Contra sau nu mai am ce să reproșez, este doar domeniul trecutului, eu sunt la Steaua acum, nu am nimic cu nimeni, le mulțumesc suporterilor lui Dinamo pentru tot ce au făcut pentru acel club și inclusiv ce au făcut pentru mine, pentru că ne-au plătit salarii bune, am dus bani acasă familiei mele pe spatele lor, iar referitor la postul de titular, eu îmi doresc din tot sufletul să apăr cât mai bine, să fiu și lângă Vlad, să pot să-l ajut cu ce se poate, iar dacă ei cred că trebuie să fiu titular, o să fiu titular. Dacă nu, eu sunt sigur că cel mai important în acest moment este ca Steaua să se califice și să reprezinte România în grupe. Mulțumesc!